Vorbim de preot și de secretul spovedaniei. Până unde poate merge acest secret? Ce păcate pot fi spuse, dacă pot fi spuse? Aici o să avem două elemente de discutat. Știm prea bine că în sistemul vechi, înainte de 89, s-a răspândit această poveste și a circulat în unele medii laice că unii preoți au mai trompetat din păcate. Este total inadmisibil și total greșit. Dacă corectezi pe cineva și îi spui, băi, nu mai bea, să vede cu ochiul liber. Dacă corectezi pe cineva și îi spui, nu mai fuma, se vede cu ochiul liber. Dacă vezi pe cineva că a furat și lumea îl știe că e hoț și îi spui, măi, corectează, zic, uite, să uite ăștia, îi cu ochiul liber. Dar când vorbim de păcate sufletești, acelea nu trebuiesc divulgate absolut niciodată. Deci, indiferent, de pildă, erau acei informatori care veneau, de exemplu, la preot și dacă era o persoană importantă, nu Gheorghe în sat și Marești, erau oameni simpli. Noi vorbim de oameni cu o funcție, nu știu unde. Da. Și se putea câteodată să fie discret și cu foarte multe acrivie împins spre o persoană care poate să scoată. Dar în general să știți că oamenii au fost foarte discreți și nu s-au dus oriunde și nu au spus oricui. De pildă, eu am avut N cazuri în momentul în care soțul cu soția au venit la spovedit și a spus așa, părinte, vreau să o spovediți, eu am impresia că mă înșeală și vreau să o spovediți să-mi spuneți dacă m-a înșelat. Și eu spuneam așa, rezolvăm problema mult mai simplu. Eu vreau să am certitudinea că voi doi sunteți corecți față de mine. Și aduceam Evanghelia, puneam crucea, îmi luam epitrafirul, puneam pe Sfânta Evanghelie, puneam crucea, spuneam, soțule, pune mâna aici și spune așa, făgăduiesc înaintea lui Dumnezeu, pe credința mea și pe sufletul meu, să nu mă înșel niciodată soția până la sfârșitul vieții. Părinte, parcă mi-e frică să mărturisesc. Păi atunci înseamnă că ai de gând să o înșeli. Părinte, n-aș mai mărturisi. Atunci nu o pun nici pe doamnă. Cum poți mă ta greși? Poate și ea greși. Mergeți voi și cădeți de comun acord. Dacă soțul spunea lucrul ăsta, îi spuneam și doamnei, pune și mă ta mâna aici și zi așa, făgăduiesc să nu mă înșel soțul niciodată până la sfârșitul vieții. Da, părinte, da, fără nicio problemă, nici nu se pune problema. Și dacă ar fi fost înainte ceva, îi dezlegam și tăceam din gură și zic, ți-am spus că ai femeie cu minte? Da, părinte, dar m-ați făcut un pic de râs, că eu știu că am mai fost câteodată neatent. Ei, ori ești discret, ori ești neatent și te oprești. Treaba ta nu mă interesează, viața ta. Dar fiindcă acum ai făgăduit, trebuie să fii atent. Și am reușit să împac foarte multe familii să nu fac vreo nenorocire. Deci secretul spovedaniei, să vă spun ce spune Sfânta Scriptură. Dacă un preot a divulgat secretul spovedaniei, oricare ar fi el, el poate fi caterisit odată, iar la judecată spune că îi se va scoate limba prin ceafă. Asta vor face dracii cu el. Nu știu dacă cred cei care ascultă, dar nu te joci cu asta. Și într-adevăr, am auzit foarte multe lucruri ciudate, unele chiar foarte, 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 foarte ciudate. E adevărat că îți trebuie un pic de stăpânire de sine să știi să te stăpânești și să le gestionezi, dar până la urmă am reușit să mă fac că nu cunosc, că nu știu, că n-am văzut, că nu mă interesează, chiar dacă știam și știam despre ce-i vorba. De exemplu, mi s-a întâmplat să-mi zică, hai părinte, cum nu știi, că doar l-am văzut pe ăla când a fost la tine la spovedit. Doar dacă mi-a ascuns eu așa ceva, n-am auzit.